Prima ceremonie a galei constă în decernarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu pe anul 2011 pentru opera Prima. Cum spuneam la început, ea se află la cea de-a 14-a ediție și este acordat premiul de către Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, Consiliul Județean Botoșani, avându-l în această ediție ca sponsor OTP Bank Botoșani. Îl invit în scenă cu acest prilej pe domnul Mihai Țăbuleac, președintele Consiliului Județean Botoșani. Pe domnul Mircea Diaconu, reprezentantul juriului de acordare a Premiului Național de Poezie. Și pe domnul Mitrucă Pușcașu, directorul OTP Bank Botoșani. Domnule președinte, conform desfășurătorului, aveți onoarea de a adresa primul cuvântul deschiderii galei decernării Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu pe anul 2011, opera Prima. Bună seara, doamnelor și domnilor, onorat auditorium. Sigur că sunt mândru că astăzi se dă ora exactă pentru cultura românească de la Botoșani. Ziua de astăzi, 15 ianuarie 2012, are mai multe semnificații. S-a spus aici că sărbătorim Ziua Culturii Naționale, sărbătorim ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu și, așa cum spunea astăzi preotul de la Biserica din Ipotești, creștinii ortodoxi sărbătoresc și Duminica Recunoștinței. Domnul profesor Mircea A. Diaconu, reprezentantul juriului de acordare a Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu pentru opera Prima, pentru a citi această parte administrativ-birocratică, dar pe care dumneavoastră cu siguranță o veți îmbrăca într-o formă literară, procesul verbal de jurizare, de jurizare al concursului care a avut loc, anunțând câștigătorul. Cineva ar putea să spună că un critic literar mai degrabă dezbracă de forme literare o substanță, dacă nu cumva descoperă că substanța e chiar formă. Interesant tema aceasta a culturii naționale și aș face câteva precizări. Mi se pare că prea des noi gândim cultura în termeni de realitate fixă, de ca un dat, ca un dat absolut, când cultura este un fenomen în mișcare, o permanentă metamorfoză, osluită de încercări, dintre care evident foarte multe eșuiază, dar care favorizează avansarea într-un anumit fel pe care nu putem prevedea. Aș spune că e un lucru intuit într-un fel de Eminescu atunci când spunea că, aproximativ cred că spun, în fiecare om se încearcă spiritul Universului. În ce mă privește, chiar cred că cultura română e în mâna celor foarte tineri, a celor care vin și care sunt și ei, ca noi toți, unii vanitoși, alții singurati, izolați.
Pentru că, indiscutabil, adesea cultura devine un fel de profesie care le satisface orgoliul, vanitatea sau poate suferința. A venit ceea ce este adevărat de Andrei Dosa, editura Tracus Arte, poema Desnuda de Crista Bilciu, la editura Cartea Românească, Copci de Matei Utopila, la casa editură Max Blecher, Legende Urbane de Vlad Tăușance, editura Helg Bennett, și cea de-a cincea carte nominalizată, Părți Juvenile Întinse, de George Nechita. Trebuie să vă spun că, poate spre deosebire de alți ani, în acest an, juriul, care a comunicat mult pe internet, a avut o misiune destul de dificilă, pentru că erau mai multe cărți valoroase și a fost greu să decidem spre cine se îndreaptă până la urmă votul nostru colectiv, care a însemnat însumarea efectivă a punctelor obținute de fiecare dintre cele cărți în funcție de poziția pe care s-a aflat în clasamentul fiecărui. Juriul a acordat Premiul Național de Poezie Opera Prima pe anul 2011 următorilor poeți: Andrei Dosa, pentru cartea deja invocată Când va veni ceea ce este adevărat, și Crista Bilciu, pentru volumul Poema Desnuda. Alături de noi, pe cei doi laureați ai ediției Opera Prima 2011, Premiul Național de Poezie și o tradiție. Nu, ridicați-vă picioare, să vă bată lumea. E totuși o gală și ținem foarte mult ca ea să aibă un aspect de eleganță. Pentru că urmează următorul protocol. Domnul Mircea Adiaconu și domnul președinte Mihai Țibuleac le vor înmâna celor doi laureați diploma și în semnul premiului, care se află la capătul mesei, iar pe colegul meu, directorul artistic al Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, am Vorin Costin, am să-l rog să ofere buchetele de flori celor doi laureați. Va înmâna și valoarea materială a premiului din acest an.